Bună ziua. Nicio problemă. Documentele noastre și al autoturismului. Agent șef ajung ce bucur din la poliție. Nu, nu eu dau nimic. Mă bucur. Dacă nu doriți, opriți autoturismul. Nu vreau. Poftim? Nu vreau. O să vă dau jos cu forța din autoturism dacă refuzați. Ascultați-mă, sunteți cu un copil în autoturism. N-ai voie să dai mă piște aici. Ascultați-mă puțin. Dacă nu vă supuneți. Hai, opriți motorul. Opriți motorul. Foarte bine, aici sunteți filmat acum de camera mea. Opriți motorul în această clipă și cooperați cu noi. Documentele dumneavoastră și ale autoturismului. Mi le dați sau nu? Nu contează. N-ai voie, bă, să-mi dați documentele. Opriți motorul. Nu vreau. Ascultați-mă, dacă nu, opresc eu motorul și vă trag din mașină și vă conduc la poliție. Doriți asta? Vreți să ajung la judecată? Deci îmi spuneți cum vă cheamă sau nu? Vă mai întreb o dată. Dacă a fi numele meu, cred că l-ai făcut infart. Nu cred. Zici? Da, eu sunt sigur. Hai să vedem. Documentele noastre și ale totuia. Și opriți motorul, vă rog frumos. Să dau un telefon? Nu, deci mă ascultați. Opri, nu. Am dreptul să dau un telefon, ce pula mea? Am dreptul să dau un telefon. În momentul ăsta, coborâi jos din autoturism. Coborâi jos din autoturism. Coborâi jos din autoturism. Nu, ce să ne. Coborâi jos din autoturism. Coborâi jos din autoturism. Coborâi jos din autoturism în momentul ăsta. Foarte bine. Întoceți-vă la spate. Hai da, nu. Nu vă gândiți la copil deloc? Haideți mașina. Mă, păi ce vă cu ea? Spuneți și ce vă cu eu. Nu trebuie să faceți nimica. Da. Trebuie să vă supuneți ce vă spune polițistul să faceți, da? Toate, da? Refuzul de legitimare se imobilizează autoturismul, da? Și de ce? De ce cauză? Din cauza că nu vreți să cooperați cu noi, da? Păi eu nu v-am spus că vă dau. Ce ne dați? După ce vă băgați noastră și vă scoateți? Păi unde suntem aici la... Băi, ce vrei tu să afli la noi? Ce să afli? Permis de conducere aveți? Ce? Permis de conducere. Foarte bine. Nu înțeleg atitudinea dumneavoastră. Păi doar nu înțeleg eu. Ce nu înțelegeți? Pentru că voi îmbruscați oamenii. V-am întâlnit. Bă, voi îmi vedeți cât de rău faceți, mă, voi la țara asta. Facem rău, da. Păi cine dracu face rău? Eu? Dumneavoastră trebuie să cooperați cu noi când vă oprește sau mașina de poliție. Ce pui aia, că sunt drogat sau ce vrei? Nu știu. Nu pui trebuie să vă testăm. Vreau să suf. Mergeți la sânge dacă nu. Vi s-a întomit dosar penal. Hai, pentru... Hai. Voi faceți numai rău în lumea asta. Deci ascultați-mă. Deci refuzul de a cooperat cu noi. Poftim? Să mă dați seama la ProTV că da, vă dăm la ProTV. Nu, dumneavoastră l-ați speriat. Vă spusei de la început să vă calmați și să cooperați cu noi. Să-ți dau. Care-i problema la mine? Nu vreți refuz de înmânare documente. Păi eu te înțeleg. Ați consumat alcool? Nu. Suflați, trageți aer în piept și suflați. Suflați. Gata. Hai mă că suflu până mâine dimineață. Hai că e zero. Rămâneți acolo. De ce rămâneți acolo, din cauza că n-ați cooperat. Zero, da? Da. Foarte bine. Unde aveți documentele? Păi de ce documentele? Sunt datamente sau ce? Documentele autoturismului. Așa. Am și ale dumneavoastră, unde sunt? Uite-le v-am mașină. Întrebat unde sunt, nu în dacă mașină. Le aveți în regulă. Rămâneți, băgați piciorul înapoi. Nu că nu coborâți din mașină din cauza că sunteți recalcitrant. Am înțeles? Bă, dacă eu sunt, nu sunt băut, nu sunt drogat, ce aveți mă mâncați așa cu mine? O să vedem dacă sunteți drogat sau ceva. Băgați-vă asta, vedeți că vă îl bag în buzunar aici. Vă liniștiți? Bă, nu, eu sunt liniștit. Ascultați-mă, vorbesc agitat. Foarte serios, de ce sunteți agitat? Vreți să vă spun? Eu vă ascult. Vreți să vă spun? Că nu vă certă nimeni. Eu sunt depresiv de 10 ani de zile. Și atunci de ce nu stați calm? V-am întrebat frumos ce documentele? Pe mine mă iritați voi. Îmi pare rău că vă irităm. Atâta timp cât mă ascultați puțin, atâta timp cât circulați pe drumurile publice, trebuie să vă supuneți la niște reguli, am da? Am înțeles. Unde dați documentele? De ce că voi speriați mie copilul? Păi de ce se sperie copilul? Uite, copilul s-a calmat acum, copilul e calm, da? Noi am făcut acum. Vă calmați? E speriat. Ascultați-mă. Vă calmați? Nu te-am spus să pui cea mai mare greșeală din viața ta? Așa? Că tu îmi pusești cătușele. De ce? Pentru că n-a avut nicio dovadă că eu sunt băut. Păi nu trebuie să am dovadă că ești băut, da. Ascultă-mă puțin. Să plecați cu mașina de pe și noi eram de la dragomă ducă la Vusei de la cum vă voi. Cheamă pe dumneavoastră? Să mai puneți care cum vă cheamă pe dumneavoastră? Nu vreau eu să spun. Mergeți la poliție dacă nu spuneți. Nu cred că ai vrea să știu cum mă cheamă pe mergeți mine. La poliție dacă nu ne spuneți cum vă cheamă. Să copilul ăla. Deci să nu spuneți cum vă cheamă sau nu. Dacă îmi dați amendă nu vă spun. Deci ascultați-mă. Mă dați amendă sau nu cu noi? Da.
cum vă cheamă? Îmi dai amendă sau nu? Cum vă cheamă? Vă spus dacă îmi dați amendă. Ascultați-mă puțin că nu dacă e știu, negociabilă nu, chestia. Bă, nu negociem nimic aici. Dar cum voi negocia, îmi spuneți cum vă cheamă sau nu? Vă mai întreb pentru ultima dată. Mă, sigur nu faci infart. Pentru ultima dată, cum vă cheamă? Tudor Ariton Gheorghe. Tudor Ariton Gheorghe. Da. Data nașterii dumneavoastră? 14 februarie 1980. 14 februarie 1980, da? Michi, caută în autoturism și vezi documentele dumnealui. Nu poți să intri acolo, dacă nu dai cătucile jos. Poate? Nu poți să intri acolo. Să imobilizează autoturismul până stabilim că sunteți sigur dumneavoastră. Da, și dumneavoastră rămâneți aici, din cauza că aveți o atitudine recalcitrantă. Și nu vă supuneți la ceea ce v-am spus eu. Nu, că nu vă calmați. Da? Voi știți să mă dăiți să la plătire. Poftim? Mă dăiți să la plătire. Ați consumat ceva droguri? Nu pot să-mi domnule, n-auzi că sunt depresiv. Păi și atunci, dacă sunteți depresiv, luați-vă medicamentații. Păi, dar nu mi le iau. Păi nu se eu bebe. Eu n-am voie să mă supăr. Păi și de ce vă supărați? Păi, cine vă supără? Păi îmi pare rău că trăiesc și vă supăr pe dumneavoastră. Am filmarea de bord, toată filmul. Dar de ce mă urmăriți pe mine? Nu vă urmări nimeni pe dumneavoastră. Dumneavoastră băgarăți pe uliță. Și eu băgai pe uliță pentru alt autoturism care trecut pe acolo de Gorj. Da, baga, bă, și după dumneavoastră v-am întors sară. Mă, eu vă știu toate, eu am făcut armata la jandar și 5 ani de ce ai tu acum? Foarte bine. Înțelegi? Da. Eu îi arunc la unul capul cu totul așa. Vedeți? Din dacă contră, vine, cu atât mai bine că sunteți încătușați și așa o să stați. Nu știu ce să vă zic. Vreți să vezi? Aveți grijă ce vorbiți, că poate fi folosit împotriva dumneavoastră, da? Eu să mă dai în judecată, slăbești tot țelul ăștia, că mă dorește cu mâine. Nu slăbi nimic, rămâneți acolo. Copilul este copilul dumneavoastră? Da. Cum îl cheamă? Am trei acasă. Cum îl cheamă pe copil? Da, pe acesta de este cu dumneavoastră. Trebuie să știm. Să știm cine e copilul. Ce că e spuneți cum îl cheamă, ascultați-mă. Foarte bine. Cooperați cu noi, cum îl cheamă pe copil? Tudor Marius Florentin. Păi și pe dumneavoastră vă cheamă Ariton. Ariton nu vine de la... De la? Cineva care e mare pe acolo, pe la voi, pe la... Nu contează cine? Unde este mare, cine? Da, cred că o să vă conteze. Da? Nu contează, zici, vă spun eu, da. Ai văzut ce poate ai luat polițistul la Gurușul? Da? Și? O meritați. Ce propuneți? Nu, că eu nu am dreptul. A. Dar vei fi luat... Credeam că aveți vreo propunere. Nu, dacă nu ai căciucile jos, nu-i facem. Poftim? Dacă nu ai căciucile jos, nu-i facem. Ce să facem? Bătaie. Pentru? Uite așa. Așa le da. O să fiți conduși și până la sediul poliției să facem. Hai, o testare pentru droguri. Lasă că am niște grijă. Da, mă, ce droguri? V-am spus, vă facem o testare pentru droguri pentru atitudinea noastră. Nu, o să fiți testat dacă nu ați consumat droguri. Somn, ne-am înțeles? Cineva, foarte bine. Să mă duc am în spate gresie, să o schimb pe ăla la pisca Mugurel, la prietenul meu și mă așteaptă să mă duc să pui dacă întârzi o oră, eu am pierdut banii. Ne-am înțeles? Păi, vrea să vorbiți frumos cu noi. Nu, frate, camerele funcționează în continuare, da, da. O să mergeți cu noi la poliție, la poliția Bechet, unde o să vă facem un test pentru droguri. Da. Pentru că atitudinea dumneavoastră, da, găsiți certificatul de matriculare? Documentele dumneavoastră, unde aveți documentele dumneavoastră? Permis, buletin. La mine. Unde la dumneavoastră? Nu. Acolo? Hai că nu le găsești, tu stai în știință. Dacă îmi dai drumul la cătușă, ți le arăt. Și mă calmai. Dar tu de ce ești așa? Ai emoții? Hai bă că nu ne-a la mine, nu? Nu-l dau drumul la cătușe că ești de calcitrant. Hai bă că nu mai sunt, hai că e mă calmai. Hai, dă drumul la cătușe și hai să te dau. Ce găsiși? Ia, rămâi aici puțin cu el. Micule, calmează de că nu se întâmplă nimic, da? De unde sunteți voi? Deloc. Toceni? De ce e nervos tatăl tău? Tudor Ariton Gheorghe, e tatăl tău? Da. Calmează-te că nu se întâmplă nimic, da? Nu se întâmplă nimic, calmează. Da?
Are permis de conducere? Bă, și unde l-are? Unde l-are? Ce se întâmplă? Nu, că e foarte recalcitrant, domnul. Păi nu, vă întreb pe dumneavoastră, că ei știu de ce opresc de obicei. De ce opresc de obicei? Unde vă este permisul de conducere? Unde aveți permisul de conducere? Pentru că mergem să-i facem și o testare pentru droguri, că e cam foarte recalcitrant dumnealui. Salut! Micule, hai în... Marius! Că așa e... Faci mai rău cum faci cu poliția. Treaba este că... Tati. Permis. Nu știu care permis. Văd că o mașină pe mâine. Da, dar nu trebuie neapărat să aibă permis. E în regulă asigurarea și celelalte? Da, da. Nu se deschide... Că-l testa gătilotestul, n-are nimic, dar cred că-i druga ceva. Nu știu cum făcea. Nu, bă, de că nu-l opri. Nervos, că nu coboară, că nu dă documentele, că nu vorbește. Hm? Da, da. Hai că o să merg la poliție. Luați-l pe ăsta mic, cu voi. Și că sunt tot ce. Da, nu are nimic aici, nu știu dacă... Iau telefonul lui taică său. Da. Poți să-i deschide ăsta? Ce? Ia, ține-mi. Hai că merge la poliție, să-i face și... Ar trebui de unde e ăsta? Ce? Nu știu că permisul nu-l are. Păi mă, brusc arăt. Unde aveți permisul de conducere? Eu vi-l arăt, dar dați în drumul, da. Nu vă dau drumul, că sunt recalcitrant și spuserăți că mă bateți dacă vă dau drumul la cătul. Se parcă așa ziserăți. Da, da. Ia de că eu îmi dau vouă permisul, dar cum? Ce să fie? Oricum se va reține permisul de conducere, ca să știți. Poate nu ți-l arăt. Foarte bine. Nu e problemă. Copilul a mărcat eu mașina la căldură. Hai să mergem. La... E închisă mașina, chiar lăsă-l. Dacă eu vă las, vă dau. Nu, că nu-l are. E mașina la Bogdan. Păi știi ce? Hai să spun așa. Nu-i. Mă, dar nu cred că are permis de conducere. Unde? Că ții pe vreo să plece cu mașina după loc. Să plece cu mașina de pe loc, cu copilul ăla urla. Nu, că e închisă. Vreau să mă uit de permis dacă dau de el, dar lasă că nu te. Că ce, că plecare de... N-are permis, nu-l găsim poate pe permis. Mașina e pe numele lui, nu știu ce. Nu trebuie să aibă permis ca să ai mașina pe numele tău. Urcați-vă, care sunteți în plus, mă, urcați-vă unul cu el în spate. Eu nu plec, eu nu plec de acasă cu el în spate. Nu am consumat, domnule. Să facem și un...